În prezent, Comuna Miroslava deține primul și cel mai mare parc industrial din zona Moldovei. Platforma a fost construită de la zero de către Consiliul Local al Comunei Miroslava începând din anul 2016, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro. Astfel, parcul industrial a devenit o sursă de venit, iar Comuna Miroslava a devenit o sursă de venit a bugetului național. În interiorul parcului industrial sunt realizate circulații auto, precum și o platformă betonată care permite parcarea pentru vehiculele de mare tonaj. În total sunt aproape 400 de locuri de parcare, inclusiv pentru tiruri. Schița urbanistică arată că intenția este de a construi cel puțin 5 hale, unele de mari dimensiuni. Avem o, tot în parcul industrial asfaltarea în parcul industrial 2, a drumurilor din parcul industrial 2, pentru că și noi ca unitate administrativă avem niște obligații față de rezidenții din zonă uh -huh. care, care își construiesc în, în parcul. Cum pot să atrag eu? Uitați-vă și dumneavoastră, face, haideți să facem o diferențiere sau o diferență între ceea ce oferă parcurile industriale din zona Ardealului și ceea ce oferim noi. Uh -huh că la ora actuală singurul parc funcțional, parc industrial funcțional din Moldova sau din regiunea istorică Moldova este parcul de la Miroslava. Pot să spune ce, ce ori spune și alții că s-a mai încercat și la Suceava, și la Siret, și la Petra Neamț, și la Galați. Dați-mi și mie unul care funcționează. Cea mai mare parte a suprafeței este destinată activităților productive compuse din industrie și servicii, iar spre drumul european vor fi spații comerciale. Atunci el a ales oferta cea mai bună, care i s-a oferit uh -huh. în România și a venit la noi. Dar când mă uit în parc, au venit firme din Polonia. Îi așteptăm să vină în continuare. Noi, la un moment dat, am vrut să vină firme de anumit calibru și cred că acolo am cam, nu pot să spun că am greșit, dar tot timpul am căutat să aducem cât mai mulți investitori și cu cât mai mulți muncitori ne ținând cont că de fapt în România este o, o lipsă acută forță de forță de muncă. de muncă. O parte din investitorii care au venit în zonă nu și-au continuat sau n-au mai au renunțat la concesiunile de teren datorită faptului că nu au avut forță de muncă. Terenul a fost împărțit în două unități teritoriale de referință. Cea mai mare parte a suprafeței este destinată activităților productive compuse din industrie și servicii.